Pace! Continuăm studiul nostru din psalmul 119 și ne vom ocupa în minutele care urmează de secțiunea care urmează și anume de la versetul 97 până la versetul 120. Sunt trei serii a câte opt versete o să dau citirea acestui pasaj și apoi vom face câteva comentarii pe marginea textului citit. Cât de mult iubesc legea ta! Toată ziua mă gândesc la ea. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrășmașii mei, căci totdeauna le am cu mine. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Îmi țin piciorul departe de orice drum rău, ca să păzesc cuvântul Tău. Nu mă depărtez de legile Tale, căci Tu mă înveți. Ce dulci sunt cuvintele Tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea în gura mea. Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Jur, și mă voi ține de jurământ că voi păzi legile tale cele drepte. Sunt foarte amărât. Înviorează-mă, Doamne, după cuvântul Tău. Primește, Doamne, simțămintele pe care le spune gura mea și învață-mă legile Tale. Viața-mi este necurmat în primejdie și totuși nu uit legia Ta. Niște răi îmi întind curse, dar eu nu mă rătăcesc la poruncile Tale. Învățăturile tale sunt moștenirea mea de veci, căci ele sunt bucuria inimii mele. Îmi plec inima să împlinesc rânduirile tale, totdeauna și până la sfârșit. Urăsc pe oamenii nehotărâți, dar iubesc legea ta. Tu ești adăpostul și scutul meu, eu nădăjduiesc în făgăduința ta. Depărtați-vă de mine, răilor, ca să păzesc poruncile Dumnezeului meu sprijină-mă după făgăduința ta ca să trăiesc și nu mă lăsa de rușine în nădejdea mea. Fi sprijinul meu ca să fiu scăpat și să mă veselesc neîncetat de orânduirile tale. Tu disprețuiești pe toți cei ce se depărtează de orânduirile tale, căci înșelătoria lor este zadarnică. Ca spuma ei pe toți cei răi de pe pământ, de aceea eu iubesc învățăturile tale. Mi se înfioară carnea de frica ta. Și mă tem de judecățile tale. Amin. Mărturisesc că, oricât de mult aș încerca să pătrund în adâncimea sau în înțelesul acestor versete, ele cuprind o bogăție atât de mare, și de aceea voi rezuma în seara aceasta doar la câteva idei care pot fi desprinse din aceste 18 versete. De fapt, sunt 24. Uh, și las provocarea pentru fiecare din dumneavoastră să meditați la fiecare verset, recitindu-l și gândindu-vă la înțelesul acestor cuvinte. Pentru că, de fapt, prin aceasta ne arătăm iubirea noastră față de Cuvântul lui Dumnezeu. Chiar primul verset cu care începe pasajul acesta scoate în evidență faptul că dovada iubirii cuvântului Dumnezeu este dacă fac din el un subiect al meditației pentru întreaga zi. Cât de mult iubesc legea ta, spune psalmistul, toată ziua mă gândesc la ea. De aceea nu e suficient doar să ne oprim asupra acestui text într-un ceas de seară, ci trebuie să medităm continuu, să gândim să mergem în profunzime, stând în fața acestor adevăruri, toată ziua. Ideea acestui pasaj pe care l-am citit este axată mai mult pe faptul că Cuvântul lui Dumnezeu este lumină pe cărarea noastră. Și Psalmistul ne îndeamnă să urmăm lumina scripturii în fiecare zi. Scriptura este sursa priceperii și a înțelepciunii. Și cine cugetă la cuvânt în primele versete la versetul 98 până la versetul 100, Psalmistul subliniază faptul că este mai înțelept. Este mai înțelept decât vrășmașii, este mai înțelept decât toți învățătorii, este mai înțelept decât bătrânii. Și este aici o progresie. Poruncile Lui mă fac mai înțelept decât toți dușmanii sau vrășmașii mei, pentru că le am cu mine. Poruncile Lui Dumnezeu trebuie să le avem cu noi și poate că vei spune, da, eu port cuvântul Lui Dumnezeu cu mine în fiecare zi, îl am la îndemână, dar mai important decât al avea în format fizic sau în format electronic este să-l avem înregistrat în mintea noastră. Asta înseamnă la via cu noi, pentru a fi întotdeauna gata în fața vrășmașilor sau dușmanilor, așa cum și Domnul Isus a știut să răspundă când a fost ispitit. Apoi, mă gândesc la învățăturile tale. Nu doar le am în mintea mea, ci mă gândesc la ele. Și asta mă face să fiu mai priceput decât toți învățătorii mei, pentru că eu cuget la acest cuvânt, meditez, mă duc în profunzime și îl interiorizez, îl fac parte a vieții mele. Și cele din urmă sunt mai priceput chiar și decât cei bătrâni. Pentru că păzesc poruncile tale. Și aici este un secret. Priceperea, de fapt, vine din această păzire a cuvântului. Și vreau să citesc un pasaj din epistola către Evrei. Acolo autorul epistolei către evrei face următoarea mențiune. În capitolul 5, partea finală, el spune așa, asupra celor de mai sus avem multe de zis și lucruri grele de tâlcuit, fiindcă v-ați făcut greoi la pricepere. Și aici arată și motivul pentru care evrei ajunseseră să fie greoi la pricepere. Oricine nu se hrănește decât cu lapte nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prun, dar hrana tare, este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Cu alte cuvinte, priceperea rezultă din păzirea sau din trăirea poruncilor. Nu vârsta ne face înțelepți, ci frica de Domnul. Și noi vom ajunge să înțelegem cuvântul, să-l trăim în viața noastră, să-l aplicăm și pe măsură ce îl vom trăi, îl vom păzi, noi vom deveni pricepuți. Pentru că priceperea vine întrebuințând cuvântul. Noi trebuie să ne deprindem prin întrebuințare, prin punerea în practică, prin împlinirea cuvântului, pentru a deosebi bine ceea ce este rău și ceea ce este Bun, și o să revin la ideea aceasta puțin mai târziu. Vreau să subliniez trei adevăruri din pasajul pe care l-am citit. Da, Scriptura, în primul rând, este cea care mă luminează în ce privește cunoașterea. Cu alte cuvinte, ea îmi deschide mintea să cunosc adevărurile lui Dumnezeu, să cunosc adevărul. Pentru că Hristos este adevărul. Veți cunoaște adevărul. Și adevărul o a face liber. Scriptura mă ajută să disting între adevăr și minciună, și pasajul acesta spune foarte clar: Căci tu mă înveți, îmi țin piciorul departe de orice drum rău. Prin poruncile tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii. Scriptura mă ajută să disting între bine și rău. De aceea, cunoscând cuvântul lui Dumnezeu, pot să-mi țin piciorul departe de orice drum rău. Versetul 102 scoate în evidență acest adevăr fundamental: Domnul este învățătorul nostru. Înțelepciunea și priceperea vin prin Cuvântul lui Dumnezeu. Scriptura este cea care mă luminează în ce privește cunoașterea. Și dacă vreau să cunosc adevărul, dacă vreau să spun cu toată ființa mea că sunt unul care dețin cunoașterea, eu trebuie să-mi adâncesc privirea înainte de toate în Scriptură. Cuvântul lui Dumnezeu este sursa mea de informare și are pentru mine răspunsuri, mai mult decât atât, mi-aduce informații cu privire la tot ceea ce privește lumea aceasta de sub soare. Găsesc aici informații chiar și cu privire la ceea ce, probabil, știința este cea care vine să ne descopere. Pentru că, chiar dacă Biblia nu este un tratat de știință, Biblia este cea care descoperă tot ceea ce este adevărat. Sursa adevărului este Cuvântul lui Dumnezeu, sursa cunoașterii este Cuvântul lui Dumnezeu. Și îmi place această afirmație pe care cineva o făcea, și este și motoul pe care noi îl promovăm atunci când vorbim despre educația creștină: Tot adevărul este adevărul lui Dumnezeu. Și prima parte a acestui pasaj pe care l-am citit, de la versetul 98 până la. Versetul 104 scoate în evidență acest adevăr. Scriptura este cea care mă luminează în ce privește cunoașterea. Dar al doilea adevăr, în secțiunea sau în secvența următoare, este faptul că Scriptura mă luminează și în ce privește trăirea. Umblarea noastră în această lume îmbină de foarte multe ori durerea și bucuria, necazul și pacea sufletească. Și în toate aceste situații diferite ale vieții, cuvântul rămâne mângâierea noastră. Avem această mângâiere prin cuvânt, și atunci când trecem prin uh, clipe de întuneric în viața noastră, și atunci când trecem prin necaz, prin strântorare, putem apela la mângâierea cuvântului lui Dumnezeu. Sentimentele noastre sunt amestecate și uh, Psalmistul spune la un moment dat Că noi avem simțăminte pe care le exprimăm, le verbalizăm. El vine înaintea Domnului și spune, Doamne, primește simțămintele pe care le spune gura mea. Da, ele sunt de multe ori amestecate, putem fi fericiți și nefericiți în clipa următoare. Însă, în toate aceste situații, moștenirea noastră rămâne nădejdea în promisiunile Domnului. Nădejdea în promisiunile pe care Dumnezeu le face prin cuvânt. Înviorează-mă, Doamne, după cuvântul Tău. În original, expresia este însuflețește-mă, Doamne. Dăm din nou suflu, dăm din nou putere sufletului meu după cuvântul Tău și învață-mă legile Tale. Viața este necurmat, îmi este necurmat în primejdie continuă și totuși nu-i legea ta niște răi mintind curse, dar eu nu mă rătăcesc de la poruncile tale. Cât de important este lumina Domnului pe care noastră și esența pasajului se găsește în versetele 105-106. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea jur și mă voi ține de jurământ că voi păzi legile tale cele drepte. Da, Scriptura mă luminează în ce privește trăirea sau umblarea mea în această viață. Vreau să vă împărtășesc o experiență pe care am trăit-o în 2002, am participat la Convenția Bisericilor Baptiste din Statele Unite și Canada, și subiectul acelei convenții a fost Veniți să umblăm în Lumina Domnului. Inspirat din ceea ce spune Isaia în capitolul 2, versetul 5: Veniți casa lui Io, Iacov să umblăm în Lumina Domnului. Stăteam în sacrament, o făceam naveta sau uh, trebuia să merg în fiecare zi pentru această convenție care se ținea la San Francisco aproximativ două ore pe autostradă. Și de fiecare dată când mergeam înspre convenție, era pe timp de lumină, pe timp de zi, plecam dimineața și ne întorceam cu fratele meu seara pe întuneric. Am făcut traseul acesta șase duminici la rând, pentru că am și ajutat o biserică din zona San Francisco, și experiența era aceeași, mergând înspre San Francisco, mergeam pe lumină, când mă întorceam, mă întorceam pentru neric. Și meditând la ceea ce spune Isaia în capitolul 2, veniți să umblăm în lumina Domnului. Am dat seama care este diferența între a umbla în lumina Domnului și a umbla uneori în lumina noastră. Pentru că atunci când mergeam pe lumină pe zi, aveam ocazia să văd tot ceea ce se întâmplă în jur, să am o perspectivă de ansamblu asupra șoselei, asupra autostrăzii, asupra celorlalți care participau în trafic mașinilor care treceau pe lângă noi. Am și sesizat la un moment dat într-o mașină care ne-a depășit. La volan era o doamnă care avea fața brăzdată de lacrimi. Probabil că trăia o dramă. Era o suferință care o mistuia și puteai să vezi durerea celor de lângă tine. Puteai să vezi clar și asupra drumului pe care îl parcurgi și asupra situațiilor din jurul tău. Dar când întorceam pe vreme de noapte, singura noastră lumină era bătaia farurilor și nu puteai să vezi decât înainte porțiunea de drum pe care trebuia să mergi Aproape că nu distingeai ceea ce se întâmplă în jur, în stânga sau în dreapta. Atunci când încercăm să umblăm în lumina noastră proprie, poate după logica noastră, după rațiunea noastră, după înțelepciunea noastră firească, de foarte multe ori poate reușim să facem un progres, să fim foarte atenți la modul în care călătorim, dar ne lipsește înțelegerea aceasta de ansamblu, lumina Lui. Doar în lumina cuvântului lui Dumnezeu pot să văd clar pe unde să umblu și cum și este foarte clar atunci când salmistul face referire la cuvântul lui Dumnezeu și el spune că este o candelă pentru picioarele noastre. E adevărată și această perspectivă și acest detaliu atunci când ai o candelă, ea ți poate lumina doar pasul care urmează. Da, avem nevoie de această lumină ca să Vedem care este pasul pe care trebuie să-l facem în contextul acesta al călăuzirii generale a lui Dumnezeu. Avem nevoie însă de lumina Lui, la fiecare hotărâre, la fiecare decizie pe care trebuie să o luăm, la fiecare pas pe care trebuie să-l facem. Această lumină, probabil, ne luminează doar pasul care urmează. Și pentru pasul următor avem nevoie, din nou, de lumina Domnului veni să umblăm în această lumină a Domnului. Da, trăim într-o lume în care suntem amenințați de primești de tot felul, spune versetul 109, dar și de oameni răi. Poate că am înțelege aceste primești la care suntem supuși cu toții pentru că trăim în aceeași lume de sub soare și ne confruntăm probabil cu calamități și uneori și noi avem de suferit de pe urma acestor experiențe pe care lumea le trăiește datorită faptului că lumea aceasta zace în cel rău și datorită faptului că păcatul este cel care a dus acest dezechilibru la nivel planetar. Dar poate că este mai greu să înțelegem atunci când ne confruntăm cu situații care sunt aduse în viața noastră de oamenii răi. Sunt oameni răi care ne pot întinde curse. Cum îl pot păzi de capcanele celor răi? În cuvânt găsesc lumină, înțelepciune, prin împlinirea cuvântului în viața mea, găsesc o cale de izbăvire, chiar și din ispită sau din cursele celui rău. Am dat puțin mai devreme acest exemplu, când Domnul Isus a fost ispitit, El l-a înfruntat pe cel rău, cu această expresie, este scris. Și în astfel de situații, Psalmistul ne îndeamnă să ne plecăm inima, să împlinim orânduirile Domnului, în același timp să ne apropiem de Domnul cu încredere, să vorbim cu Domnul, să vorbim cu păstorul și atunci când întunericul e adânc și nu-l vedem, și atunci vom putea să simțim prezența Lui în viața noastră. Este un detaliu pe care l-am descoperit în Psalmul 23, care îmi place așa de mult. Dacă ați fost atenți și știm pe de rost acest psalm, Psalmistul David începe spunând: Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Vorbește despre păstorul lui folosind această persoană, el este păstorul meu, dar în versetul 4 el își schimbă adresarea. El spune așa, chiar dacă ar fi să umblu prin Valea Umbrei Morții, nu mă tem de niciun rău, căci tu ești cu mine. Dintr-o dată David începe să vorbească cu păstorul. Dintr-o dată își schimbă destinatarul comunicării Lui. Probabil vrând să spun atunci când ești în mijlocul întunericului, atunci când ești în valea umbrei morții, atunci când nu-L vezi pe Domnul, pentru că nu-L poți vedea în întuneric, toiagul și noiaua Lui te atinge, nu ca să te lovească, ci doar ca să te facă conștient de faptul că El este acolo, El este prezent, El este lângă tine. Și de aceea David spune, Doamne, când trec prin valea umbrei morții, nu mă tem, căci tu ești cu mine. Și ridică privirea parcă înspre Domnul și începe să vorbească cu el. Toiagul și noi o ta mă mânghe. tu mi masa în fața potrivnicilor mei, în fața celor răi. Îmi unci capul cu un lemn și parul meu este plin de, de peste el. Tu ești cel care mă poți păzi de rătăcire și de cei care mintind curse de oamenii răi. Și în al treilea rând, a treia idee din psalmul acesta, din pasajul pe care l-am citit este faptul că Scriptura mă luminează și în ce privește credința. Psalmistul nădăjduiește în făgăduințele Domnului, versetul 114. Tu ești adăpostul și scutul meu, eu nădăjduiesc în făgăduința ta. Cere ajutor, cere sprijin și e convins că nu va fi lăsat de rușine în nădejdea lui cât de important este locul acesta. Uitați-vă, versetul 116, sprijină-mă după făgăduința ta, ca să trăiesc și nu mă lăsa de rușine în nădejdea mea. Și avem promisiunea aceasta, că Domnul ne lasă dați de rușine atunci când ne încredem în El. De aceea, tot prin cuvântul lui Dumnezeu, eu primesc această lumină în ce privește credința. Și atunci când văd răspunsul Domnului la încrederea mea, voi putea să fiu vesel neîncetat, de orânduirile Domnului. Îmi place versetul 170 care spune, fi sprijinul meu ca să fiu scăpat și să mă veselesc neîncetat de orânduirile tale. Cum poți să te veselești, cum poți să te bucuri de orânduirile Domnului, de cuvântul lui Dumnezeu, de promisiunile Domnului. Simplu, ancorându-te prin credință de ele, lăsând care să împlinească în viața ta, punând cuvântul lui Dumnezeu la test în viața punându l pe Dumnezeu la încercare și când vezi răspunsul Domnului la încrederea ta, te vei putea veseli din plin neîncetat de rânduirile Domnului. Nu mă vei putea bucura pe deplin de aceste rânduiri ale Domnului, decât atunci când voi experimenta clar binecuvântarea trăirii în lumina Scripturii. Când voi vedea împlinirea cuvântului lui Dumnezeu în viața mea, când voi vedea împlinirea promisiunilor lui Dumnezeu în viața mea. Pentru aceasta, însă, trebuie să le trăiesc. Sau să le cred. Și vreau să închei repetând o idee pe care poate de atâtea ori am împărtășit-o în contextul Bisericii. Nu pot să știu, nu pot să cunosc decât ceea ce cred. Și nu pot să cred decât ceea ce trăiesc. De aceea, Cuvântului Dumnezeu, Scriptura mă luminează și în ce privește cunoașterea, și în ce privește credința. Și în ce privește trăirea. Da, noi de foarte multe ori spunem, oh, eu cred, oh, eu știu, nu știu decât ceea ce cred și nu cred decât ceea ce trăiesc, accept, să împlinesc, să trăiesc în viața mea. Și atunci, credința mea va fi bazată pe certitudini și știința sau cunoașterea mea va fi bazată într-adevăr pe o credință autentică, o credință confirmată, o credință verificată. De ce nu sunt dispuși să trăiască cuvântul lui Dumnezeu sau să-L pună la încercare, spune la aici, sunt nehotărâți sau sunt cu inima împărțită. Da, secțiunea aceasta începe cu versetul 113, răsc pe oamenii nehotărâți, dar iubesc legea ta. Cei ce nădăjduiesc în tine, în Psalmul 25, versetul 3, nu vor fi dați de rușine, ci de rușine vor fi dați cei ce te părăsesc fără temei. Deci asta am de plină încredere în faptul că Domnul își ține promisiunile și tot ceea ce trebuie să cunosc, să trăiesc și să cred, găsesc în cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura mă luminează în toate aceste privințe. De aceea să urmăm această lumină a Scripturii în viața noastră, să cugetăm la legea Domnului, să facem această dovadă a faptului că iubim Cuvântul lui Dumnezeu, făcându-L subiectul meditației noastre pentru întreaga zi. Și Dumnezeu să ne ajute. Amin.